Egalitate la 26, CSM Focșani, CSM Inaur, Baia Mare, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, dacă nu cel mai bun, Emilian Marocico, portarul formației noastre. Bună seara, Maro! Bună seara! Ai prins o seară extraordinară, ai avut intervenții, nici nu le-am numărat pe timpul celor 60 de minute. Cu toții am fost la înălțime astăzi, nu există portar sau alt post. Cu toții am fost, am încercat să ne autodepășim și să trecem de pasa în care ne aflăm, din păcate de o perioadă lungă, și se pare că încă suntem afectați de acest lucru. Am condus mai tot meciul, am avut nenumărate ocazii, oricum am fost în avantaj mai tot timpul. O dată sau de două ori au condus băimărenii. În mare, așa cum ai caracteriza această partidă? Exact cum am spus mai devreme, încă nu suntem ieșiți complet, nu am trecut peste acea pasă neagră și de la diferență de 4 goluri a doua repriză, într-un interval foarte scurt de timp, ei au ajuns să ne conducă la un gol. Din fericire pentru noi am egalat în ultima secundă, nu știu dacă suntem chiar mulțumiți, nu știu dacă rezultatul este meritat sau nu. Cert este că a ieșit un meci plăcut suporterilor și asta mă bucură. Au fost incredibil și suporterii, așa este. Iar duminică vine Steaua aici. Absolut. Momentan trebuie o refacere, pregătire, vizionare și toate forțele pentru meciul cu Steaua de duminică. Așteptăm la fel suporterii, număr cât mai mare. Nu fac probleme că nu va fi așa. Cu siguranță ei ne vor ajuta. Nu pot promite nimic decât că vom încerca și vom da totul din noi pentru victorie. Mai departe vom vedea. Mulțumim mult, Emilian Marocico, portarul formației noastre. Cu mare drag, vă mulțumesc. O seară bună tuturor. La revedere. Seară bună, numai bine. La revedere. Dragi prieteni ai handbalului, 26 la 26, CSM Focșan, CSM Inaur, Baia Mare. Stăm de vorbă cu Dalibor Ciutura, antrenorul principal al formației noastre. Dalibor, bună seara. Bună seara. Ce poți spune despre această partidă incredibilă de la Focșan din această seară? Exact. Eu cred că a fost un spectacol handbalistic astăzi. În ambele echipe a făcut un mare meci. E gen și victoria pentru noi. Am făcut fața o echipă, poate una de cele mai bune echipe din România. Și am condus majoritatea de meci. Dar la sfârșit... cred egal, e ceva, s-a meritat punctul și ei și noi. Zic victoria că e un aer pentru noi, puțin... Puțin atenție puteam câștiga. Da, mă, nu e vorba. Se greșește. Suntem oamenii toți, greșim și jucătorii, dar ce a pus astăzi? Atitudine, suflet, 60 de minute am luptat și asta e. După strângem mâna, cu adversarul e bine, dar pentru ce urmează e mare aer de moral pentru băieții să terminăm sezonul ce mai sus posibil. Am jucat cu locul 3, echipa în semifinalele cupelor europene, nu? Da, echipa care joacă semifinal de cupele europene, echipa puternică, buget puternic, calitate, are de toate e fost de parte lor. Dar nu, noi am jucat cu echipa, și asta e foarte important, și la apărare și la atac. Și sunt mândru de toți jucătorii ce a făcut asta și le vreau să le felicit încă o dată. Toți cei care au fost în teren au luptat exemplar. Nu cine, toată echipa, nu. Suntem echipa. Odată unul joacă mai puțin, mai mult. Eu sunt mândru de toți, că toți jucătorii asta a dus multe bucurie la orașul ăsta. Poate că astăzi nu a avut minute, dar avem încă meciuri, dar și meciuri trecute a făcut performanță. Așa că fericit pe toată lumea, nu numai care am jucat. Urmează să vă recuperați pentru meciul de duminică cu Steaua, de aici. Păi nu am ce să faci, trebuie să recuperăm neapărat. Este că avem numai 3 zile până la meci, dar va fi alt final pentru noi, mare final, cu adversar direct, care numai 2 puncte de spate nostru și vrem să terminăm în fața lui la sfârșit. Avem 3 acum în față. Nu, 2. 22. Egalul acesta avem 3. Da, acum 3, da, adevărat. Și cred că cu aceeași actitudine și cu aceeași joc, cred că va fi o victorie sigur. Oricum avem și marți în Cupa României la Baia Mare și apoi la Bacău, nu? Nu, se amanat aia cupă, nu jucăm pe marți. După avem 7 zile avem Bacău, după 7 zile avem și apoi Cupa României.
Nu, nu, avem Cluj. Și vedem când se joacă sferturile, da. Cupa România încă nu avem dată. Așa că s-a amânat pentru miercuri care vine. Felicitări pentru rezultatul din această seară, Dalibor, și baftă în continuare. Da, mulțumesc frumos.